În această perioadă, la ordinea zilei printre bișnițari, sunt brazii și articolele pirotehnice. Zilele trecute, polițiștii prahoveni au făcut o nouă captură. Polițiștii din Bușteni au acționat pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, ocazie cu care au identificat un bărbat care avea asupra sa mai mulți pomi de Crăciun, neavând documente de proveniență și fără a fi marcați. Organele legii au luat măsurile care se impun în situații de acest gen. Pomii de Crăciun au fost ridicați în vederea confiscării și predațiilor corului Silvii Cazuga în vederea valorificării. Bărbatului s-a întocmit proces verbal de sancțiune contravențională. Amenda pentru persoanele care comercializează braz fără crotalii, dar și pentru cei care cumpără de la astfel de comercianți, pornește de la 5.000 de lei.